Deci, este o poveste mai lungă. Numele meu a fost vehiculat mai de multă vreme pentru un loc în Parlamentul României, dar decizia definitivă s-a luat doar după alegerile locale. După alegerile locale, datorită rezultatului bun care am avut ca și candidat la primar și pentru că peste 50 de primari ai Partidului Național Liberal au luat decizia ca odată la 4 ani, unul dintre acești primari să fie promovat în Parlamentul României. Acum au decis ca eu să-i reprezint în Parlamentul României, deci încă o dată decizia definitivă a fost luată prin votul politic al întregului partid și a celor 51 de primari după alegerile locale. Noi, de-a lungul timpului și aici la Huedin, ați văzut că am făcut foarte multe proiecte împreună. Nu toate au ieșit așa cum am vrut noi, multe s-au lovit de niște bariere legislative, deficiențe, stufăriși în legislație, multe avize care au întârziat, foarte multe termene depășite și atunci am zis cu toți colegii mei, cu toți primarii, să încercăm să spargem aceste bariere și să facem o legislație fluidă, rapidă pentru a nu mai avea astfel de impedimente în realizarea și implementarea proiectelor noastre. Deci cam această propunere m-a onorat și am zis că se întâmplă odată la 30-40 de ani, foarte rar istoric, ca un reprezentant al Huedinului, al zonei noastre, să poată accede în Parlamentul României, unde bineînțeles că o să aibă acces la alte informații, la alte surse de finanțare posibil de accesat pe fonduri regionale, naționale, europene și eu cred că pentru noi este o șansă în plus ca să putem să ne dezvoltăm în timp. Bineînțeles că proiectele care le-am început în Huedin le voi continua și mai abitir și vor fi multe alte proiecte noi care împreună o să reușim să le facem pentru, nu numai pentru comunitatea noastră, ci pentru întreaga zonă și pentru Cluj. Sunt oamenii în Huedin care oricum se declară dezamăgiți de faptul că vreți să plecați în Senat și ați trădat oarecum încrederea oamenilor. Ce le spuneți? Că v-au votat un număr mare la locale. Păi, acum eu nu cred. Eu cred că având în vedere ce v-a spus că este o chestie istorică de a avea un reprezentant în Senatul României, o chestie extrem de benefică, zic eu, pentru zona noastră. Cred că de acolo o să fiu mult mai util pentru comunitatea noastră. Am fost util 3 mandate, iată sunt la al 4-lea, dar acolo este cu totul altceva, alte pârghii, alte posibilități și eu cred că vom avea acolo o altfel de abordare, o abordare 3D prin determinare, dedicare și devotament pentru dezvoltarea accelerată a zonei noastre. Eu cred că neapărat nu este nicio pierdere, dar este un câștig pentru a avea un reprezentant Huedin în Parlamentul României. Știu că aveți proiecte pe care le susține împreună cu PNL, dar aveți și dumneavoastră proiectele proprii pentru Senatul României. Haideți să vorbim puțin despre proiectele proprii și pe urmă despre cele de partid. Da, ca și reprezentant al zonei, să zicem așa, a munților Apuseni și ca și profesie de bază a mea, cea de medic, bineînțeles că mă voi axa pe niște proiecte spre sectorul sanitar și spre zona munților Apuseni. Deci eu, de când am aflat nominalizarea și de când acești primari au insistat să-i reprezint, am un pericol în toată zona munților Apuseni. Am stat de vorbă cu toți primarii din UAT-urile vecine, din zona noastră, cu cetățenii, cu prin GAL, cu inițiatorii privați și am făcut o sinteză a ceea ce dorește comunitatea asta a munților Apuseni și mi-am făcut un plan de dezvoltare pentru întreaga zonă a munților Apuseni, inclusiv Huedinul. Deci zona munților Apuseni este o zonă extraordinar de frumoasă. Oameni harnici, binevoitori, însă nu și-a atins potențialul această zonă. Pentru că nu a existat un plan integrat
pentru zona respectivă, pentru zona noastră. Așa că am ajuns la concluzia că dezvoltarea infrastructurii, promovarea turismului regional, susținerea producătorilor locali, dezvoltarea unei piețe zonale de desfacere, alături de accesarea viitoarelor fonduri europene și modernizarea administrației publice, ar rezolva această problemă. Deci am mers pe, hai să zicem, 5 axe pentru a dezvolta acest areal, această zonă minunată. În primul rând, infrastructura. Deci, de acolo pornim. O să mobilizăm administrațiile publice locale și Consiliul Județean ca în timp 100% din gospodăriile din zona respectivă și din întreg județul să fie conectate la rețeaua de apă, canal, gaz, electrică. O să asfaltăm toate drumurile locale și județene. Deja a început acest proiect, este aproape spre finalizare, dacă ați observat, a fost foarte, foarte mult pedalat pe asfaltarea drumurilor județene. O să încercăm să propunem și construirea unui drum agricol pentru utilaje, paralel cu E60. Asta referitor la infrastructură. Dezvoltarea turismului regional. Deci prin promovarea și implementarea unui plan integrat pentru Apuseni. Deci trebuie să avem o strategie integrată pe dezvoltare și pe marketing. Bineînțeles că aici o să propunem realizarea unor pârtii de schi, a unor piste montane pentru biciclete, construcția agropensiunilor care să fie mai lax legislație, să poată dezvolta multe agropensiuni în zonă. Putem să facem un muzeu al satului în zona munților Apuseni. Putem dezvolta trasee turistice noi. Sunt foarte multe peșteri neexplorate în zona munților Apuseni. Cu cât dezvoltăm trasee turistice, mai mulți turiști vor veni în această zonă. Deci asta referitor la dezvoltarea turismului. Un punct esențial este valorificarea produselor locale. Am să încerc să promovez un proiect de lege pentru crearea unui brand regional. Deci ar putea să creăm un brand produs de Apuseni, care să fie înregistrat, să fie brandul nostru, care ne va ajuta foarte mult la desfacerea produselor din zonă naturale și ce produc al noștri. Absolut. Vom crea niște centre de depozitare, procesare, colectare, desfacere, valorificare și promovare a produselor locale, de la cartofi la fructe de pădure, de la ciuperci la crearea unor mici unități productive pentru procesarea laptelui și a produselor din lapte, a unor abatoare mobile, care sunt extrem de cerute în zona noastră, pentru că nu putem valorifica carnea, care, fiind producător de crescători de animale, este foarte, foarte, ar fi foarte căutată în zona noastră. Am putea crea o platformă online specifică zonei Apusenilor cu o piață de desfacere pentru produsele locale, care ar putea fi un proiect guvernamental în parteneriat cu producătorii locali. Dezvoltarea unui program de comunicare interinstituțională cu cetățenii. Deci se poate și în acest sens al valorificării acestui mine de aur care sunt produsele autohtone din zona munților Apuseni. Referitor la atragerea fondurilor europene, o să încercăm să creăm niște ghiduri simple, clare, precise, cu menținerea condițiilor de finanțare multianuale și simplificarea procedurilor de depunere a documentațiilor pentru liniile de finanțare deschise. Iar ca proceduri administrative, m-am gândit la constituirea de birouri regionale pentru suport și informații a persoanelor care doresc să obțină avize și autorizații printr-un ghișeu unic, în care să-și depună aici cererile, să meargă mai ușor avizele, ca și cum am face ghișeu unic în primărie, așa un ghișeu unic regional pentru toți producătorii de zonă, unde să aibă informațiile, unde să primească avizele, unde timpii pentru avize să fie scurtați, de la certificatele de urbanist până la orice aviz care ar trebui să-l ocupe. Ar trebui să modificăm legislația relevantă pentru introducerea unor standarde comune. Aici mă refer la codul silvic, la legea cadastrului și a fondului funciar.
asta ar rezolva problema composesoratelor, problema drumurilor forestiere și a titlurilor de proprietate. Deci cam astea sunt gândurile în mare pentru zona noastră, pentru zona munților Apuseni. E un proiect destul de scufos. Cum ați ajuns să cuprindeți toate aceste elemente? Deci, într-adevăr, este foarte scufos, dar v-am spus, am avut întâlniri și cu fiecare primar în parte, fiecare zonă în parte și cu toți cetățenii de acolo, plus cu producătorii locali. Deci asta a fost o muncă de mai bine de o lună jumate în care am extras toate problemele zonei și am încercat să fac o sinteză pentru o privire globală și un fel de master plan, să spun așa, pentru dezvoltarea zonei Munților Apuseni. Iar pe partea de sănătate, asta este specialitatea dumneavoastră? Pe partea de sănătate este extrem. Acum sistemul de sănătate trece printr-o perioadă extrem de grea. Acum scârție cam în toate balamanele și se văd deficiențele. Cred că va fi o reevaluare a întregului sistem de sănătate după ce o să treacă pandemia, după ce scăpăm. O să vedem punctele foarte slabe, slabe și mai puțin slabe, dar ca și manager, cum să spun eu, ca și fost șef a Casei de Asigurări de Sănătate, am încercat să privesc macrosistemul și să mă axez pe fiecare părticică din acest sistem de sănătate, pornind de la profilaxie, de exemplu, la care nu s-a gândit de foarte multă vreme nimeni. Nu este chiar așa neimportantă profilaxia. Nu s-au alocat bani pentru profilaxie. Deci este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Și m-am gândit să facem prin lege niște examene de bilanț la anumite vârste, obligatorii, cu o periodicitate clară în care să le facă medicul de familie să fie plătit pentru aceste examene de bilanț, ca la un moment dat să tragi niște concluzii, să vezi pe ce programe de sănătate ar trebui să te duci, unde se îmbolnăvește populația, la ce vârste, care este mai periculoasă. Deci poți să tragi niște concluzii foarte serioase dacă aceste examene de bilanț periodice obligatorii sunt făcute. Deci poți să, odată că prinzi o boală în fașă, de la început, care este mult mai ușor de tratat, și ca și costuri, și ca și succes terapeutic, pentru că se tratează și se vindecă, nu ajung să se cronicizeze și se vede patologia statistică a populației. În afară de chestia asta, tot aici aș încadra la medicina preventivă, vreau să o bag în altă parte, și promovarea, o strategie națională pentru promovarea unei alimentații sănătoase. Deci, vedeți că și în Occident și peste tot se pune tot mai mult accent pe alimentație sănătoasă. Dacă introducem o alimentație sănătoasă care să fie promovată de la medicul de familie, de la ambulatoriul de specialitate, în spitale, prin școli, prin mass media, prin toate pârghile, bineînțeles că rezultatul va fi în timp, pentru că o alimentație sănătoasă până la urmă crește sistemul imun, nu te îmbolnăvește așa repede, are numai beneficii. Deci ar trebui introdusă o strategie națională pentru alimentație sănătoasă. Asta este partea, zicem, de prevenție. Medicina primară. Medicina primară este chiar meseria mea, care am făcut-o de-a lungul anilor. Am fost medic de familie la jumătate din orașul ăsta aproape și chiar mă pricep. Deci, în acest moment, medicul de familie nu este așezat la valoarea lui în sistemul sanitar. Peste tot în Occident, medicina primară este la baza sistemului piramidal al sănătății. Ei, la noi nu este plătită suficient, în sensul că plata per capita, per pacient, este mică, plata pe servicii medicale este mică și un medic de familie, ca să poată să supraviețuiască civilizat, să-și plătească dările de cabinet, asistenta, medicamente, femeia de serviciu și așa mai departe, trebuie să aibă peste 1500 de pacienți ca să facă față, către 2000. Atunci trăiește decent la 2000 de pacienți, ceea ce este enorm.
Deci nu mai ai timp să te ocupi de pacient. Ar trebui ca un medic de familie să aibă maximum 800 de pacienți, ca să poată sta civilizat de vorbă, să-l consulte atent, să poată să-i facă o vizită la domiciliu, să fie un partener de discuții și pe alt suport psihologic, nu numai telefonic, boala și salut. Deci cam asta ar trebui să promovăm, ca ei să se poată descurca cu 800-1000 de pacienți civilizați, și atunci și pacienții care sunt mobilizați la pat sau așa ar putea beneficia de un consult a medicului de familie. Deci trebuie alocată o sumă mai mare pentru această medicină primară, cum spunem noi, medicină de familie, care este baza sistemului. Referitor la ambulanțe SMURT, un alt sector important din sănătate, ar trebui înființate niște stații combinate de SMURT, ambulanță, pompieri, distribuite în zonele rurale, pentru scăderea timpului de acces la serviciile medicale. Ar fi un acces rapid la serviciile de medicină de urgență la țară, deci ar trebui înființate aceste chestii zonale, o intricare între SMURT, ambulanță și pompieri. Și, bineînțeles, creșterea numărului de posturi la concursul de rezidențiat pe această medicină de urgență. Aceasta merge și la spitale, că o să spun același lucru, dar dacă am spus acum, este o cerință la nivel național ca la rezidențiat să fie scoase locuri la concurs pentru cei deficitari, pentru specialitățile deficitare. Deci noi n-am avut la ATI, n-am avut la DSP, n-am avut la radiologie, n-am avut la medicina de urgență suficienți medici. Oricum au mers foarte mulți dincolo. Nu mai merg așa de mulți pentru că s-a început să se plătească bine medicina. Dar sunt deficiențe majore de personal care ar trebui rezolvate și la personalul mediu, nu numai la medici. Deci ar trebui o infuzie de personal în sistemul sanitar. Referitor la spitale, aici iar avem o problemă cronică, care toate spitalele sunt subfinanțate dintr-un motiv comun și care lasă, toată lumea știe și nimeni nu face nimic. Adică stabilirea unui tarif real pe diagnostic și pe caz rezolvat. Acest tarif, adică pentru tine, statul plătește o sumă de bani de când ai intrat pe poarta spitalului și ți s-a pus diagnosticul până ieși. De aici intră și salariul medicului, și al asistentului, și lumina, și mâncarea, și detergentul, și medicația, și tot. Ei, aceste tarife, numite DRG, se numesc în sistem australian, au rămas blocate la valoare de acum 7-8 ani. Adică trebuie să știi că o apendicită, dau un exemplu, de când a intrat diagnostic, tratament, așa mai departe, acum 10 ani a costat 1000 și acum a costat tot 1000. De atunci au crescut salariile medicilor, asistenților, au crescut consumul la curent electric și așa mai departe. Deci nu poți să plătești ceva, să finanțezi ceva care a fost acum 7-10 ani. Și atunci e normal că din banii ăștia care îi primesc, 94% se duc pe salarii. Și restul nu ți ajunge să plătești utilitățile și medicamentele, și spitalele fac datorii, se rostogolesc și vin să le plătească primăria. Ceea ce, ok, la o primărie mare se poate la Cluj, dar la una ca mea, care am un colos în spital, eu sunt debusolat și acum am făcut o rectificare de buget și le-am dat 3 miliarde ca să aibă bani de combustibil pentru căldură, nu mai au nimic. În fine, deci v-am spus că esența ar fi acest tarif real unic pe caz rezolvat, stabilirea rangului spitalului în funcție de criterii noi, întrucât criteriile actuale nu sunt relevante. Stabilirea unui normativ de personal, am spus, în spitale și scoaterea la rezidențiat a posturilor deficitare. Stabilirea rangului spitalului în funcție de criterii noi, întrucât criteriile actuale nu sunt relevante. Cam asta, grosso modo, ar fi, sunt multe altele, dar eu sunt convins că sistemul și legislația ce privește sistemul sanitar se va schimba în temelie, azi că sunt tot felul de discuții acum și despre cui să aparțină spitalele, autorităților locale, să treacă înapoi la minister, cum să fie
angajat managerul, ce școală să aibă și așa mai departe. Deci ne așteaptă un proces legislativ lung ca să punem la punct întreg sistemul global al sistemului sanitar. Iar pentru la proiectele pe care le aveți cu partidul, aveți de la partidul? Cu partidul avem proiecte multe, deci aici astea sunt proiectele mele, să spunem așa. Partidul, avem un mandat, toată echipa PNL-ului pentru județul Cluj, în special pentru municipiul Cluj-Napoca, care e polul nostru, cu care ne mândrim, care, vorba aia, ne reprezintă în Europa și avem un pedigree foarte bun. Continuăm la Cluj, de exemplu, susținem marile proiecte de infrastructură ale Clujului, de la centura metropolitană, la tren metropolitan, metrou, Parcul Est, Spitalul Regional de Urgență, care vine tot în sistemul sanitar, și Spitalul Monobloc Pediatric, care ne propunem să-l construim, plus un centru integrat pentru transplant. Continuăm, cum este și normal, dezvoltarea aeroportului Cluj-Napoca, care reprezintă baza unui județ cu contactul cu exteriorul. Bineînțeles că vom face simplificarea procedurilor de finanțare prin fonduri europene, toată lumea își dorește, și de birocratizarea și continuarea procesului de digitalizare a primăriilor, administrațiilor publice. Vom face un centru de inovare și cercetare în parteneriat cu universitățile. Vom elabora un pachet legislativ care să contribuie la dezvoltarea unui învățământ profesional și tehnic competitiv, adaptat cerinței pieței muncii. Vedeți că nu mai găsim oameni la lucru, care sunt, nu găsim unele calificări, au dispărut de pe piață. Deci trebuie să facem ceva și facem acest învățământ tehnic. Bineînțeles că și investiții în modernizarea și dotarea școlilor, grădinițelor, creșurilor la nivelul întregului județ, asta se subînțelege, și crearea unei rețele naționale de colectare, depozitare, procesare, distribuție și promovare a produselor românești, exact cum vă spuneam, pentru dezvoltarea zonei munților Apuseni, este introdus și în acest mandat al echipei PNL pentru județul Cluj. Împreună o să ducem la capăt mandatul care l-am primit din partea partidului pentru județ, și fiecare va încerca proiectele lui personale, suplimentare, pentru zona de unde provine, pentru meseria pe care o deține. Sperăm să fie o colaborare fructoasă, pentru că la noi, vedeți, este o combinare a tineretului, sunt oameni de 34-35 de ani, eu culminez cu experiența la 60 de ani, deci combinare, cred, o reușită între experiență, având tineresc, și fiecare diversificat pe diverse sectoare de activitate. De ce a votat lumea echipa PNL-ului, spre exemplu? Ce se deosebește față de alte partide de formație? Deci, echipa PNL-ului se deosebește cu multe. Deci, pur și simplu, prin doctrină, gândire, noi suntem niște oameni care vrem să facem investiții. Noi nu vrem să aducem acești bani europeni care vor fi extraordinar de mulți. Teoretic, ea nu vin să varsă pe noi. Noi trebuie să-i luăm de acolo, să facem proiecte ca să vină acești bani europeni. Ați văzut că președintele a negociat peste 80 de miliarde. Noi suntem toți liberali și uitați-vă dumneavoastră la exemplele primarilor liberali care au absorbit fonduri europene. Nu s-au jucat mulți bani europeni. Uitați-vă la Boc, la Cluj, uitați-vă la Bolojan, la Oradea. Sunt numai două exemple care au știut ce să facă cu fondurile europene. Noi, bineînțeles că vom vrea, în primul rând, să facem investiții, pentru că știm că investițiile aduce supravaloare, aduce bani. Faci investiții, vin bani, faci mai multe investiții, vin bani și mai mult, și atunci normal că dacă ai bani și faci investiții, poți să dai și salarii mai mari, poți să dai și pensii mai mari, le dai pe real, nu pe întins mâna și genul PSD-ului, numai pe consum. Asta e diferența între noi și ceilalți, nu numai la nivel de județ Cluj, ci și la nivel național. Primar, mulțumesc tare mult și succes la alegeri. Mulțumesc tare mult. Acum, că o fi una, că o fi alta, Bucureștiul îmi duce toate de pace, de război, cum să zicem.